toată lumea să ridice bannota de 10 lei, să văd o recunoașteți. Bravo. La grădinița numărul 22 din Timișoara, copiii s-au mai întâlnit până acum cu ideea de portmoneu, bani și card. Și-au exersat cunoștințele la cumpărături, și-au umplut coșurile cu produse și s-au prezentat la casierie să plătească. Poftim 6 lei? 6 lei și ne mai trebuie? Ce-or fi cardurile astea? Păi, niște carduri, nu știu, cred. De ce este? Cred că este de bancă. Și știi să folosești cardul? Da. Și cum faci? Păi, bag cardul la bancomat, apăs pe câteva butoane și îmi ies banii. Banii sunt ceva cu care poți să cumperi. Și ce fel de bani există? Cu ce putem plăti? Există euro, dolari, lei. Să economisim înseamnă să mai lăsăm, să nu cheltuim toți banii, să mai lăsăm câțiva bani. Și de ce ar fi bine să mai lăsăm niște bani? Fiindcă într-o zi nu o să mai avem nimic. Educatoarele povestesc că au început lecțiile financiare după ce i-au auzit pe cei mici povestind despre cumpărături. Au simțit atunci nevoia să explice copiilor în termeni simpli ce înseamnă să te încadrezi în buget și cum să-ți rămână bani și pe ziua de mâine. Nu ne apucăm să cumpărăm de toți banii odată, na? Luăm azi o jucărie, poate una mai puțin scumpă, ne mai rămân bani și pentru înghețata de mâine. Prin proiectul de educație financiară derulat la nivel național, micuții au la dispoziție și materiale didactice. O să-i ajute să descopere și alte monede în afară de cele românești, vor avea de lucru și la labirinturi, vor afla, părinții mă gândesc că o să le citească cum a apărut moneda. Mi se pare foarte binevenită, deoarece copiii au început deja, mami când e salariu, mami, da, tot ce e în pușculiță trebuie să cheltuiască în aceea zi. În proiectul intitulat De la joc la educație financiară sunt implicate 4 grădinițe din județul Timiș.